După aproape o lună de pregătiri, Târgul de Crăciun din București este gata. În Piața Constituției s-au făcut aseară ultimele probe pentru ca spectacolul de lumină, muzică și culoare să nu aibă cusur. Târgul va primi oaspeți timp de 27 de zile. 3, 2, 1, start! Bradul de 30 de metri, roata de unde vezi târgul de sus, cu toată puzderia de luminițe și casa lui Moș Crăciun, sunt toate gata. De mâine sunt așteptați și oaspeții, cu vin fiert, bunătăți și o mulțime de idei pentru cei în căutare de cadouri. În 130 de căsuțe puteți vedea meșteșugari autentici din toate colțurile țării, producători locali, dar și creatori urbani. Sunt două zone gastronomice cu delicii tradiționale și internaționale. Pomana porcului, fasolea cu ciolan, varza călită îi vor ademeni pe cei în căutarea savorii cu tradiție. Nici amatorii de fast food nu vor fi dezamăgiți, iar dulciuri vor fi pentru toate gusturile. Aseară s-au făcut ultimele pregătiri pentru marele eveniment. Mâine, la ora 18, de pe scena principală, vor fi aprinse luminile de sărbătoare în tot orașul. Noutatea evenimentului este această scenă secundară destinată DJ-ilor, numită și scena urbană. Aici se vor mixa cele mai cunoscute melodii de Crăciun. Cele două carusele și trenulețul îi vor purta pe cei mici în atmosfera de sărbătoare. Iar la casa lui Moș Crăciun vor scrie împreună cu spiridușii scrisorile ce vor ajunge tocmai în Laponia.